Toată lumea acum pauză la clipul ăsta și apăsați butonul de like acolo în forță să facem 80.000 de like-uri forță. Puneți clipul la story pe Instagram, pe Facebook, trimiteți-l pe WhatsApp la toți prietenii voștri să vadă nebunia asta. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi facem o nouă nebunie pe canalul meu de YouTube. Sper să vă placă. Cineva dintre voi pe community mi-a dat o super idee și am zis trebuie să fac și asta pe canalul meu de YouTube, lipsește. O nouă tâmpenie, marca Bogdan IBM Family. Am dat imediat comandă de gheață carbonică, mi-a ajuns gheața și fratele vostru are 3 clipuri bombă pentru voi cu gheață carbonică. Deci o să vină clipul ăsta, încă unul și încă unul, tot cu gheață carbonică, toate 3. Va fi o miniserie micuță de 3 clipuri cu gheață carbonică. Sper să vă placă și sper să apreciați acolo cu un mare, mare like. Aveți Instagramul meu undeva aici, urmăriți-mă pe Instagram să vedeți ce fac în timpul liber când nu postez pe YouTube. Așa că nu vă mai ține fratele vostru în suspans și haideți să mergem afară să-i dăm drumul la video. Ok, family, avem aici bidoanele de Coca-Cola și aici, bineînțeles, cutia de gheață carbonică, 18 kg. Bine, nu mai e fix 18 kg pentru că am mai făcut un experiment. Și aici avem, bineînțeles, mașina de spălat. Este o mașină de spălat, un model mai veche, puțin rugintă pentru că, na, v-am zis, e destul de veche. Însă mașina funcționează și merge, adică avem aici un prelungitor, o să o băgăm și în priză. Și o să vedeți că funcționează, adică poți să speli la ea, încă merge. Vom face nebunia asta, nu cred că a mai făcut nimeni pe YouTube un clip de genul ăsta. Doar aici cu fratele vostru, Bogdan IBM Family. Apăsați butonul de like în forță să facem 80.000 de like-uri la nebunia asta. Cu siguranță nu a mai făcut nimeni o tâmpenie de genul ăsta. Recunosc că este o tâmpenie, dar curiozitatea mea spune Bogdan, încearcă asta. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă, nu mai stăm pe gânduri și să vedem ce iese. Haideți întâi să vedeți că mașina chiar funcționează. O să iau ăsta salvar aici, am o triplă, e cam murdară pentru că e tripla de la magazie, nu prea o folosesc. Ok, o băgăm aici frumos, iar acum să dăm ăsta ceva de genul ăsta aici. După cum puteți vedea și voi, s-au aprins beculețele aici, deci vedeți, funcționează, trebuie să-i dăm doar start. Momentan o oprim. Avem aici furtunul ăsta de la ea pe unde o să se scurgă cola. Mașina, bineînțeles, nu este conectată la apă, la nicio sursă de apă, așa că n-are de unde să-și ia apă. O să-i băgăm noi cola aici. O să pun camera înapoi aici pe trepied, frumos. Perfect. Aducem frumos bidoanele de cola. Cred că am luat cam multă, dar să fiu sigur că e totul cum trebuie. Cine o să mă vadă iar o să zică a nebunit iar Bogdan, a luat o razna de tot. Aducem aici gheața carbonică. Uitați-vă ce e aici. Hai să-i băgăm câteva. Mamă, mamă, abia aștept să văd ce iese. Foarte important, niciodată când puneți mâna pe gheață carbonică, să nu puneți fără mănuși, pentru că vă arde instant. Cred că ajunge, mai am foarte puțin acolo. Ce zice să mai pun? Am pus destul, zic eu. E destul de ok, o să mai pun puțin. E ok, cred că ajunge. Acum să băgăm cola, fraților. Trebuie să ne mișcăm foarte rapid. Oh my god. Uitați-vă la asta. What the fuck?
fuck? Stai așa să desfac și la ăsta, ca să pot să le torn pe toate odată. Uitați-vă cum se vede prin curte. Oh my god, cât de șmecher. Ok. Așa. Mai băgăm și niște gheață. Punem pe ăsta, după închidem și dăm drumul la mașina de spălat, da? Ok. Am închis, fraților. Băgăm în priză. Forță. Și îi dăm drumul. Bam. Și i-am dat drumul. Uitați cum este pe aici cola. Se aude că merge? Se aude, nu? What the fuck? Și a pornit. A pornit, o ia. Mamă, nici nu se vede în mașină de fum. Nu cred că se vede ca lumea pe cameră. Uitați, deci nu se vede absolut nimic de fum. Gata, a luat-o, se învârte de forță. Deci că plouă cu grindină. Ce călță, aude, cât fum s-a făcut aici, nu? Nu se aude. Oh my god, am făcut-o și pe asta, nu mă gândeam niciodată. Deci că plouă cu piatră, știți când stați în mașină să aude pe parbriz? Mă, dar cum iese fum din ea? Sticla de cola, o să băgăm și pe aceea. Hai să o oprim. Ok. Wow. Wow, ia uitați ce e aici. Uite ce s-a făcut. Oh, a rămas aici înțepenită. Nu pot mai scot asta de aici. Nici ăla a rămas. A înghețat gheața și a venit și cu cola. Trebuie să pun apa acum ca să se ia. Fac acum partea a doua, stai așa. Băgăm și bidonul ăsta de cola și mai am aici o găleată cu apă. Ca să fie treaba, dacă tot o facem, să o facem până la capăt. Aude! Fucking fuck! Am dat drumul. Am văzut cum se aude. Uitați-vă la nebunia asta, cum se aude? Cum face? A prins ăsta roșu. Nu știu dacă vedeți, dar a prins cheia asta aici, vedeți? Da, asta cred că am scutat-o. Uitați, s-a prins chestia asta. Cu defect și cu cheia. Oh my god, poate bine mai din mașină. Vai ce rece geamul ăsta. Nu mai a băieți, cred că s-a stricat, a apărut aici cheia asta cu roșu. Cred că asta a fost. Nu mai ia, cred că cam asta a fost și cu mașina de spălat. Ăsta era ultimul lucru de pe canal care trebuia să se mai întâmple, să stric mașina de spălat. În rest cred că am stricat aproape orice, aproape. Dar mai e timp să facem și alte nebuneli.
Apăsați butonul de like acolo în forță să facem 80.000 de like-uri la nebunia asta. Nu încercați așa ceva acasă pentru că nu e ok și nu cred că ați vrea ca să stricați o mașină de spălat. Eu mi-am asumat chestia asta și am făcut-o pe propria mea răspundere, că așa am vrut eu, nu m-a obligat nimeni, am făcut-o din pură curiozitate și pentru voi, bineînțeles. Hai să oprim mașina, să o scoatem din priză ca să nu se întâmple altceva și după să o deschidem, să vedem care e treaba. Merge? Oh, mamă, ce e acolo? Uitați-vă ce e aici, cum s-a făcut gheața carbonică și cola. Deci, practic, v-am zis, deci chestia asta, cuva asta, cred că așa se numește, e înțepenită. Abia o mișc eu cu mâna. Ok, family, ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Încă o dată, nu încercați să faceți așa ceva acasă, așa că uitați-vă la clipul ăsta și apăsați butonul de like. Puneți clipul la story și dați-mi tag acolo pe Instagram. Haideți cu toți, dați share pe Facebook, pe Instagram, să vadă toată lumea nebunia asta pe care eu am făcut-o. Sper că v-a plăcut. Cu voi astăzi a fost Bogdan, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!